Mesajul de astăzi poartă titlul Mesaj pentru o trestie frântă. Voim să deschidem Sfânta Scriptură în Matei capitolul 12, de la versetul 18. Matei 12 cu 18. Iată robul meu pe care l-am ales. Prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. Pare așa un mesaj foarte dur. Domnul aduce judecata. Și când e vorba despre judecata lui Dumnezeu, aici nu se mai negociază lucrurile. Noi putem păcăli pe oameni, dar pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. În fața oamenilor putem să părem sau să fim într-un fel sau altul. Dar în fața judecății Domnului Iisus Hristos, acolo motivațiile noastre contează. De aceea Dumnezeu a dat toată judecata Fiului. Pentru ca judecata să fie făcută cu nepărtinire. Însă, când citim versetul următor, ne dăm seama că Dumnezeu are un fel de a judeca diferit de cum ne imaginăm noi că are Dumnezeu felul de a judeca. Versetul 19 spune, El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Dumnezeu are un stil de a judeca diferit de cum ne imaginăm noi oamenii. Dacă ar trebui să fim aproape de judecata lui Dumnezeu, ar trebui să ne gândim la felul în care judecăm noi pe copiii noștri. Cât ar putea să ne greșească un copil ca să nu-l mai dorim ca fiul al nostru? Cât ar putea să ne supere în așa fel încât să-l dezmoștenim? Mai sunt în vremurile noastre tot felul de oameni care fac astfel de gesturi. Dar nu știu dacă vreunul dintre copiii mei ar putea să facă ceva care să mă oblige să nu îi mai consider copiii mei. Nu știu dacă ar exista ceva de genul acesta. Și vreau să ne imaginăm judecata lui Dumnezeu ca fiind acea judecată pe care o facem noi în dreptul copiilor noștri. Știți, atunci când e vorba despre alții, repede suntem gata să spunem, să dregem, să caracterizăm lucrurile, însă atunci când e vorba despre ai noștri, indiferent cât ar fi de rău Absalom, David spune, purtați-vă cu blândețe față de fiul meu, Absalom. Am rămas însă zdrobit în suflet, citind și recitind aceste două expresii care pe mine mă bulversează și sper că vă bulversează și pe dumneavoastră în această dimineață. Nu, acum ai deschis? E bine. Mă bulversează aceste două expresii. Nu va frânge o trestie ruptă. Nici nu va stinge un fitil care fumegă. Până va face să biruie judecata. Vedeți, noi am fost învățați în copilărie că trăim în timpul judecății de cercetare. Și dacă astăzi numele nostru trece prin fața judecății lui Dumnezeu și dacă nu suntem în regulă, înseamnă că Dumnezeu ne va da la o parte de la fața Tatălui. Cred că Dumnezeu nu judecă în felul acesta. Chiar dacă astăzi numele nostru ar trece prin fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu ne judecă
gândindu-se la noi în felul acesta. Ascultați, vă rog, încă o dată aceste expresii care sunt răvășitoare pentru sufletul meu. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă. Săptămâna aceasta mi-am adus aminte de vremurile în care stăteam cei care am trăit în comunism la lampa cu petrol. Mai țineți minte de lampa cu petrol? Și când nu mai era oloi de lampă, așa cum se zicea la noi, încet, încet, încet așa se stingea și fitilul mai pâlpâia un pic, mai pâlpâia un pic. Aveți în minte imaginea aceasta? Am o rugăminte. Dacă Domnul Iisus ne cheamă să vorbească cu noi în această dimineață, sunt sigur că nu ne va chema pe telefonul mobil. Puteți să vă uitați la telefonul mobil acum. Uitați-vă, vă rog frumos, la el. Și haideți să îi dăm un silențios la toate capitolele, mesaje, toate cele. Ca să nu ne distragă atenția cumva. Mulțumesc! Da, o trestie ruptă, ați văzut vreodată? O trestie frântă, ați văzut vreodată? În bătaia vânturilor, uneori te duci pe malul unui canal sau pe malul unui lac și, pac, vezi o trestie care se frânge, se apleacă sub greutatea vântului și când eram copii și încercam să ne facem bâte de undiță, mai rupeam câte o trestie frântă și încercam să vedem dacă e bună de bâte de undiță. Apoi ne-am modernizat pentru că la noi în comună a venit un profesor care a amenajat parcul dendrologic din comuna Macea, județul Arad, și aveam o pădurice de bambus. Și încercam să rupem acele bâte de bambus care erau frânte. Unii copii le frângeau, nu le puteau rupe. Noi le rupeam și făceam undițe. Și m-am gândit de foarte multe ori la această imagine a fitilului care fumegă și a trestiei care este frântă, dar nu ruptă. Cum se raportează Dumnezeu la cineva care este frânt astăzi? La cineva care abia mai mijește cu un fitil de credință în viața lui? Am două episoade pe care mi-aș dori să le dezbatem înaintea dumneavoastră astăzi și primul episod se referă la o trestie frântă. Dacă vă pricepeți, ajutați pe cineva. Așa. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca la capitolul 7. Evanghelia după Luca la capitolul 7 vorbește despre o trestie frântă. Este vorba despre o tânără care a iubit foarte mult, care a avut mari dezamăgiri și ultimul tip cu care a fost, i-a frânt inima, pur și simplu a terminat-o, pentru că i-a promis cu ea de nevastă, dacă o lasă, dacă îl lasă să-i facă orice vrea el, o ia de nevastă. Și n-a fost așa, bineînțeles că el, după ce și-a satisfăcut imaginația, a plecat. E foarte interesant cum unii oameni n-ar cumpăra o mașină fără acte, n-ar cumpăra o casă fără acte, dar își dau trupurile fără acte. E foarte interesantă treaba asta. Și fata asta era teribil de frântă. Nu putea să-și găsească echilibrul, nu putea să-și găsească viziunea despre viață. Însă a auzit că este cineva care nu frânge și nu rupe trestiile frânte. Și într-o seară a auzit unde se află această persoană și în versetul 37 spune că această femeie a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și acum urmează o succesiune de verbe. Versetul 38, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea, pentru că asta face un om care este rupt. Asta face un om care este frânt în suflet. Plânge. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir.
modul cel mai ciudat este o imagine destul de stânjenitoare. Puneți-vă în situație, dumneavoastră sunteți Domnul Iisus și pe furiș se apropie o femeie care nu este cu o imagine foarte bună în cetate, se apropie încetul cu încetul, începe să plângă ca o disperată la picioarele dumneavoastră, începe să vă toarne parfum pe cap, că parfumul se scurge pe trup, nu orice fel de parfum, ci un parfum ăla care miroase câteva zile, dacă nu te speli, miroase și săptămâni. Parfum superb, mirositor, dar totuși, după care să se aplece la picioarele dumneavoastră, să plângă, să șteargă picioarele cu părul ei și să le sărute, să se apuce să sărute picioarele. Ce fel de comportament este acesta? Dacă ați fi acolo oaspete sau dacă ați fi Iisus, ce ați fi zis în urma unui astfel de comportament? Da, cam așa nu zice noi, frate Mircea, aveți dreptate. Bă, femeia asta săraca, ce cu ea, frate, e cu capul, e... Doamne, băi, eu dacă aș fi fost în locul Domnului Iisus, aș fi uitat la ea și aș fi zis... Maria, băi, nu se cade, mă, nu se cade să faci gesturi de genul ăsta aici. Acum, pune-te și tu în situație. Hai să înțeleg că te rogi la picioare, dar să-mi săruți picioarele. Ce zice lumea asta? Ce o să zică lumea despre noi într-un astfel de context? Și așa unii, prin preștiință profetică, Domnul Iisus putea să-i spună, unii vor zice că cine știe ce relație am avut noi, acum tu vii și confirm niște zvonuri, niște bârfe. Fai de mine, ce situație, nu? Dragilor, de ce Iisus nu zice nimic de genul ăsta? De ce Iisus nu face nimic de ceea ce ne-am așteptat noi să facă în felul acesta? Știți de ce? Pentru că El nu rupe o trestie frântă. El nu rupe o trestie frântă. El continuă și când fariseul care îl poftise, era Simon leprosul, un fariseu în adevăratul sens al cuvântului. Știți ce se întâmplase cu omul ăsta? Auziți ce zice el? Fariseul care poftise, versetul 39, și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. De unde știa asta că femeia era o păcătoasă? Știți care este drama acestui pasaj pentru mine? Le spuneam și fratele la școală de sabat. Drama acestui pasaj pentru mine este următoarea. Ăsta nu se gândește. Doamne Iisus, Domnul Iisus a venit în casa mea, știind cine sunt eu, știind ce păcate am, știind ce vai de capul meu sunt, a venit în casa mea și mănâncă la mine. Doamne, fii lăudat, Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de unul ca mine, m-ai iertat, m-ai vindecat de lepră, pentru că eu știu că am avut această lepră și din cauza că am păcătuit. M-ai vindecat, m-ai iertat, ai venit în casa mea, fii lăudat, Doamne Iisuse, că te-ai uitat la starea smerită a mea. Și în loc să-și pună reflectorul spre sine, face exact ceea ce face fariseul întotdeauna. Dumnezeule, prima dată se uită la Dumnezeu, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, Doamne. El nu se uită la sine, el nu se uită la problemele lui, el nu se uită că are o grindă în ochiul lui cel drept, o grindă mare, dar vrea să scoată paiul din ochiul sorei sale, care este o păcătoasă, nenorocitul. Adică nu ți-e rușine, mă, Simone, să te gândești la femeia asta, la cine este ea, când tu ai contribuit la păcătoșenia ei, când și tu i-ai frânt inima. Domnul Iisus, Doamne, cât avem de gând să citim aceste texte și să nu învățăm nimic din ele? Domnul Iisus se uită la acest băiat numit Simon leprosul. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva, priviți-vă rog, câtă dragoste are Domnul față de omul ăsta. Și față de toți păcătoșii, și față de cei care s-au tot îndreptățesc, și față de cei mai sfinți dintre noi, care sunt pe Everest.
Cei mai sfinți dintre noi sunt pe Everest. Deja așteaptă să le crească aripi să fie luați la cer. Cei mai păcătoși dintre noi sunt în mină, 200 de metri sub nivelul mării. Știți care e vestea proastă? Vestea proastă că ca să fii mântuit trebuie să ajungi la stele. N-ai nicio șansă pe Everest. Ai nevoie de harul lui Dumnezeu, căruia să-i fie milă de tine ca să te ducă în cer. Asta e problema. Așa că Domnul Iisus se uită la Simon și zice: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, zice versetul 40. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Vedeți? Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Totdeauna găsește o pildă ca să convingă pe păcătos de ce are el nevoie. Când Nathan a venit la David, nu i-a zis: bă, nenorocitule, ce ai făcut, mă? Ai omorât cu sabia pe soțul, amanta ta? Păi nu ți-e rușine, mă, ție? Nu, îi zice cuvântul Domnului așa, ca să-l recupereze. Că acesta este Domnul, vrea să-l recupereze și pe Simon, nu numai pe femeia asta păcătoasă. Îi spune lui David, vezi că avea un om bogat multe oi, unul sărac avea o mielușa, o ținea la pieptul lui și a venit un musafir și bogat, în loc să ia din oile lui, a luat mielușaua săracului. Cum a auzit David? Vrednic este de moarte omul acesta. Să dea 4 miei înapoi, tu ești omul acesta. Opa. Când e vorba despre alții, repede știm să vorbim, să tăiem, să dăm verdicte și așa mai departe. Când e vorba despre noi, se schimbă situația. Simone, socotesc aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Și acum se întâmplă ceva foarte interesant. Uitați-vă, rog. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon. Deci vorbea cu el, da? Simone. Și apoi zice, s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe... Ce scrie? Femeia aceasta. Iisus nu zice, vezi tu pe păcătoasa asta, vezi tu pe femeia asta ușoară, vezi tu pe... Nu. Oamenii când se uită la noi, se uită la ceea ce au ei impresia despre noi. Uite, mă, cine ăla, mă? Zgârcitul ăla, mă. Bă... Nu. Când Domnul Iisus s-a uitat la Matei, zice că a văzut un om șezând la vamă. N-a văzut o lichea șezând la vamă. Când Domnul Iisus se uită la această femeie, se uită și vede o femeie. Nu se uită să vadă o... Știți dumneavoastră cuvântul ăla, da? Nu vreau să spun. Nu zice așa. Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir, de aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin, a iubit mult. Domnul Iisus nu doar că trece acest episod sau nu-l trece în anonimat, hai să nu vadă nimeni că m-ai pupat pe picioare, să nu vadă nimeni că suntem aici într-o... Nu doar că nu trece sub obroc acest episod, dar face din el o evanghelie și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu într-o altă evanghelie: adevărat vă spun că oriunde se va predica evanghelia, se va spune și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei. Și sunt puține evenimentele care sunt amintite de toți cei 4 evangheliști, ce credeți? Momentul acesta este amintit atât de Marcu, cât și de Matei, cât și de Luca, cât și de Ioan. Foarte interesant. Domnul Hristos se uită la trestia ruptă astăzi, la trestia frântă și în ciuda faptului că oamenii vreau să o pună mână, vreau să o rupă, să dea la o parte, Domnul Iisus o îndreaptă. Îi oferă demnitate, îi leagă această ruptură și spune: uite tu
Chiar dacă ești ruptă, tu poți să stai drept înaintea vânturilor, înaintea vorbelor grele, înaintea vicisitudinilor vieții. Acesta este Domnul. Domnul întotdeauna îndreaptă o trestie frântă, El nu o rupe. Dar un fitil, dar un fitil care fumegă, în inima lui, dragi prieteni, ardea așa un fitil, dar se săturase, era convins de ipocrizia marilor preoți. Nu-i mai suporta, pur și simplu nu-i mai suporta. De fapt, nici nu mai credea că este chiar el parte din poporul ales. De aia s-a băgat să lucreze într-un domeniu unde fura cu două mâini. Fura și de la iudei și de la romani. Era vameș. Și totuși ceva îl tulbura. Nu era mulțumit cu banii lui. Știți că banii nu rezolvă totul. Unii au impresia că dacă ar da lovitura și ar câștiga bani mulți, ar rezolva problema și totul ar fi în regulă. Nu este așa. A existat un tip care se numea... Nu se numea. Era, la un moment dat, ministru de finanțe la împărăteasa Candace a etiopienilor. Și cu toate acestea, banii nu-i satisfăceau toate nevoile. A venit kilometri după kilometri cu trăsura, fără aer condiționat, să se închină la Ierusalim, pentru că e ceva ce nu-ți dau banii, dragilor. E ceva ce nu-ți pot da banii. Și omul ăsta despre care vorbim, la fel, ceva îl neliniștea, ceva era... Da, venea Satana și zicea, bă, stai tu în banca ta, tu ești un păcătos, vai de capul tău, nu o să iasă nimic de capul tău, ai și trădat familia, te-ai dus să lucrezi la ăștia, te disprețuiește toată lumea, ai și tu niște oameni care stau pe lângă tine după bani, în rest ești un terminat. Ești... Nu, zicea el, nu sunt terminat, Doamne, am așa o curiozitate, aș vrea să văd pe tânărul ăsta care se numește Iisus. Dăm câteva pagini în Evanghelie după Luca, la capitolul 19, și la un moment dat zice că Iisus a intrat în Ierihon. Și omul ăsta nu numai că era bogat, avea și o poziție socială. Știi că unii dintre noi zicem, domnule, dacă am avea bani, am fi fericiți, dacă am avea mulți bani, domnule, dacă ai și bani și n-ai poziție socială, știi? Nu, ăsta avea și poziție socială, era mai marele vameșilor, mai marele vameșilor. Cei dintre dumneavoastră care ați prins perioada comunismului, cam cum era vama de la Borș? Spuneți-mi, vă rog, cam cine era acolo vameș la Borș? Oameni cu relații. Dar imaginați-vă cam cum era în vremea comunismului să fii mai marele vameșilor. Eu țin minte că eram cu mama, mergeam la micul trafic și mergeam cu maieuri, cu lenjerie, cu tot felul de chestii. Puneam în piață, arătam așa și mama m-a învățat să zic husonet. Gata, husonet, am zis acolo. Cât costă, luam forinți, făceam câte 100-200 de forinți, apoi mergeam la Centrum Arohaz. Mergeam acolo la școală copii și cumpăram pâine. Doamne, ce pâine era în Ungaria comunistă. Noi aveam vai de capul e pâine. Ăștia aveau o pâine minunată. Odată m-am cumpărat pantofi, dar știți cum am cumpărat pantofi? Am avea niște tenici din aia chinezești verzi, cu talpă verde, și-aduce aminte cineva de tenisii aia chinezești cu talpă verde, albi, care după o perioadă căscau gura și trebuia să scap de ei. Și mi-am luat tenisii aia în picioare, mi-am luat pantofii din Ungaria, m-am încălțat cu ei și am aruncat tenisii într-un coș de gunoi, că dacă veneai cu pantofii în pachet, riscai să-ți ia la cine? La vamă! Riscai să-ți ia la vamă. Și m-am dus cu mama și am făcut cumpărături și la un moment dat a apărut vame și eu nu știam cine e ăla, știi? Eram mic, așa, nu știam cine e ăla. Un uniform, așa, s-a uitat la noi, s-a uitat prin bagaje și uitați așa a făcut, ia uitați așa a făcut. Pac, pac, a băgat un plic de delicat între primele două degete, celălalt plic, că mama cumpărase două plicuri de Vegeta, pac, 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 li s-au lipit de mână, le-a smuls din pachet și a plecat mai departe. Și eu am întrebat pe mama, ce face asta? Păi ce sunt ale lui acum? Cum? Sunt ale lui? Incredibil, așa ceva. Da, și nu mai poate să-i facă nimeni nimic. Nu, ce el e șeful aici. Bine că nu ne-a luat mai mult. Bine că a scăpat doar că atâta.
Doamne, ce vremuri! Vă aduceți aminte de vremurile astea? Da. Era un tip la Curtiș, la Vamă, Maradona îi zicea. Ăștia poreclau Maradona. Doamne, când era Maradona în funcție, toată lumea era smirnă. Doamne, ăla era un... Ce să vă zic? Lua tot ce-i trecea prin cap și îmi imaginez disprețul meu. Eram un copil crescut în familie creștină, dar aveam un dispreț față de ăștia, deci nu aveam aer când treceau ăștia printre noi. Și imaginați-vă șeful vămii, ce mare om era. Și pe vremea aceea la fel, să știți, era la fel și era privit la fel de urât. Șeful vămii. El care trebuia să fie lumina. El care trebuia să ardă ca o flacără intensă. Ce mai avea? Avea acolo un fitil care fumega. Ce? Sunt terminat. Dar am și eu o curiozitate. Căuta să vadă care este Iisus. Asta era curiozitatea vieții lui. Acesta era fitilul care încă mai fumega. Căuta să vadă care este Iisus. Și a venit Satana și a spus, bă, n-ai cum, mă. N-ai cum să-L vezi pe Iisus. Și dacă L-ai vedea, oricum nu ți-ar face nimic, ești oricum un terminat. Ai cum? Dar de ce n-am cum? Păi tu uite-te la tine cum arăți, mă, că ești 1,50 m cu tot cu pălărie. S-a gândit el, bă, așa e, n-am cum, îți dai seama, mă duc pe stradă, n-am cum, de-aia a venit o idee. Bă, ce-ar fi dacă aș vedea eu pe unde trece și m-aș urca într-un copac. Dacă o să mă în copac, mă, sunt mai marele vame și lor, mă, adică cum să mă pun eu în fața mulțimii în felul ăsta? Dar oricum, cine o să știe din mulțime că mă urc eu în copac? Absolut nimeni nu o să știe. Noastră când mergeți pe stradă și treceți pe sub un copac, vă uitați în copac așa să vedeți, e vreun nene pe acolo? Nu se uită nimeni, te duci frumos pe sub copac, mulțimea trece, eu îl văd, îmi satisfac această curiozitate, vreau să-i văd fața, vreau să mă bucur și eu de privirea lui și după aia trece lumea și nicio problemă. Însă Domnul nu este acela care lasă un fitil să... se stingă, dragilor. Fitilul care fumegă nu se stinge în prezența Domnului, ci spune cuvântul Domnului că zi și făcut, versetul 4, a alergat înainte, s-a suit într-un copac, într-un dud, zice traducerea corectă, zice că este sicomor, nu este dud, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus însă când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Astăzi, fitilul acesta care arde în tine, mucul acesta care arde în tine, va deveni o vâlvătaie atât de puternică încât vei lumina multe inimi și multe vieți. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cum adică, mă, să rămân în casa lui ăsta? Păi, dar știe cine e ăsta? Știe el ce hoț e ăsta? Știe el ce a făcut la viața lui? Pe câți a țăpit la viața lui? Îngrozitor. Nu, Domnul Iisus nu-i pasă. Domnul Iisus nu-i pasă de ce zice lumea, cum vede lumea. Îi zice: Zache, dă-te jos de grabă. Astăzi vreau să schimb viața ta. Și ce face Zacheu? Păi bine, Doamne, m-a expus acum în fața mulțimii sau ce? Păi, cum adică să mă dau? Dar cine ești tu să-mi zici tu mie ce să fac? Nu? Asta face? Nu. Pentru că atunci când un om arde în suflet cu dorința fierbinte ca flacăra lui să pornească iar, dar n-are metode, n-are, nu știe cum, vine Mântuitorul și astăzi, dragul meu, fie că asculți pe internet, fie că ești aici, vreau să spun un lucru. Dacă sufletul tău arde doar ca un muc așa de lumânare, care mai are puțin, se stinge, atâta lumânarea, astăzi Domnul Hristos vrea să intre în casa ta, vrea să se bucure de tine, vrea să îți dea o nouă identitate, vrea să îți dea o nouă perspectivă. Astăzi Domnul Hristos vrea să intre în casa ta. Faci ce a făcut Zacheu? Asta este întrebarea. Zacheu, zice, s-a dat jos în grabă și l-a primit cum? Cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, pentru că sunt din ăștia, nu există să nu fie din ăștia. A intrat să găzduiască la un om păcătos. Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Cu cine te asociezi?
Frate Iisus, cu cine te asociezi? Cu cine stai tu de vorbă? La cine te-ai dus la masă? Ah, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Noi ne vedem de treabă. Noi suntem sfinți. Vor fi fost unii care vor fi zis așa. Dar Zacheu s-a făcut că nu-i aude pe ăștia. A stat înaintea Domnului și a zis: Doamne, eu îmi știu limitele. Știu că banii nu mi-au adus fericirea, știu că banii nu mi-au adus satisfacția pe care mi-am dorit-o și jumătate din averea mea dau săracilor. Iar dacă am țepui pe cineva cu ceva, am dat țepe cuiva, Doamne, de 4 ori dau înapoi. Deci nu odată, de 4 ori. Iată caritasul cel mai bun aici. Zacheu, mi-ai dat apă. Ții minte că mi-a dat 1.000 de euro? Vino încoace, îți dau 4.000 înapoi. Tac. De ce, dragilor? De ce el este în stare să facă treaba asta? De ce? Iisus i-a zis, versetul 9, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cine? Un fitil care fumegă, care nu mai are nicio perspectivă, o trestie frântă, care nu mai are nicio perspectivă și care este gata să fie ruptă. Acesta este Mântuitorul, acesta este Iisus, care a venit să ne ridice din necaz, din durere, din boală, din moarte sigură. Nu știu cum este sufletul tău astăzi. Poate este ca un fitil care încă mai fumegă pentru că ai venit la biserică, sau poate că este ca o trestie care este ruptă de alții, frântă. Domnul vrea să te repare astăzi. Domnul spune, eu mă uit la tine cum nu se uită lumea. Lumea te vede cu informațiile pe care le are ea despre tine. Dar eu mă uit la tine altfel. Și dăm voie să-ți spun unul dintre cele mai frumoase texte din Sfânta Scriptură care m-a ajutat pe mine când eram acolo. Acolo în vale. Când eram un fitil care fumega. Descrieți împreună cu mine Biblia în Ioan, capitolul 6, cu versetul 37. Ascultă aceste gânduri, ia-le la inimă și păstrează-le în sufletul tău. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Acesta este Domnul, care nu va rupe o trestie frântă și care nu va stinge un fitil care fumegă. Asta facem noi. Pst, repede. Hai, gata, n-are nicio treabă. Nu se mai poate. Nu. Se poate. Domnul îți dă posibilitatea astăzi ca să intre mântuirea în casa ta. Indiferent cât ai fi de frânt, indiferent cât ai pâlpâit. Și știți, o lumânare uneori când o ții în subsol, și când o aprins, scapă, răscuipă, în stânga, în dreapta, pentru că n-a ars de mult. Indiferent ce lumânare ai fi, astăzi Domnul vrea să-ți dea o flacără frumoasă, să poți să arzi, pentru că o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Tu poți să fii o lumină pe care să o pui înaintea oamenilor. Trebuie să crezi în această identitate a ta, trebuie să te uiți la Domnul Hristos, și să vezi că dacă el a recuperat-o pe Maria, dacă el a recuperat pe Zacheu, mă poate recupera și pe mine și te poate recupera și pe tine. Aceasta este vestea bună. Dumnezeu să creeze această minune în viața noastră. Amin.